următoare cântare pe care vrem să o cântăm spune în felul următor: Doamne, unde voi pleca să mă ascund de fața Ta? Oarecum versurile acestei cântări vorbesc despre un om care căuta să fugă de fața lui Dumnezeu. Știți ce e curios? Că tot așa suntem și noi. Dar nu înțeleg. Cauți să fugi de un om care îți vrea rău. Și dacă știi că cineva are ceva cu tine și vrea că, când eram copii, zicea, când te prinde o țară, de-o ție. Și atunci căutam cumva să fac în așa fel încât cu băiatul ăla să nu mă întâlnesc. Dacă el era întotdeauna, să mă duc pe undeva, prin altă parte. Dar e curios să vrei să fugi de fața lui Dumnezeu când știi că El vrea binele tău. Eu n-am găsit scris sau n-am auzit pe mine să spună, măi, mie Dumnezeu mi-a vrut rău. Nu, ci ba din contra am găsit scris că El când totdeauna ne-a vrut binele. Și noi fugim de fața lui Dumnezeu. Ba că ne este rușine, că dacă ai făcut un lucru care știi că nu i-a plăcut, dar dacă eu am știut că am greșit și am făcut ceea ceva ce la tata nu i-a plăcut, n-am mai vrut să dau ochii cu tata. Și mi-a fost rușine. Dar tata ce-a făcut? Întotdeauna a venit și m-a strâns în brațe și a zis, mă, hai tu aici cu mine și lasă tu ce ai făcut. Știți că el, noi, l-a învățat pe ucenicii să se roage, cum i-a învățat? Prietenul meu care ești din ceruri. A zis, Tatăl nostru care ești din ceruri. El ne este tată și noi suntem fii. Haideți să căutăm să nu fugim de fața lui Dumnezeu, ci să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima în vremea asta. Amin. Unde voi pleca să mă ascund de fața Ta? Cine
Yeah.